Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Săptămâna aceasta revenim la finanțele personale pentru a vorbi despre planificarea investițiilor și alocarea strategică a economiilor noastre. Practic, în ce să ne investim banii în funcție de vârstă, venituri, datorii, obiective și circumstanțele unice ale familiei. O regulă sfântă în materie de investiții financiare pentru reducerea riscului este diversificarea. Practic, economisim în fiecare lună și investim într-un portofoliu diversificat de active. În ce putem investi? Din perspectiva profilelor de risc și randament asociat, avem trei mari categorii de clase de active, cele cu risc și randament mic în primul rând, precum depozitele bancare, numerarul sau obligațiunile suverane, apoi cele cu risc și randament mediu, aici pe fundal gri, precum obligațiunile corporative, acțiunile listate la bursă sau afacerile private, fonduri mutuale sau ETF-urile și imobiliare, și cele cu risc și randament ridicat pe caseta cu fundal roșu, unde avem metale prețioase, mărfuri, bunuri de colecție, derivative, forex sau criptomonede. Când încasăm banii, trebuie să economisim imediat minimum 20% din veniturile noastre lunare pentru a construi un portofoliu de investiții diversificate în diferite clase de active. Apoi 50% din bani la nevoi și 30% se duc către acoperirea unor dorințe. Când banii noștri produc mai mulți bani, de-abia atunci ne creștem sustenabil confortul și standardul de viață. Cel mai bine este să ai o alocare strategică a investițiilor, ceea ce implică stabilirea alocărilor țintă pentru diferite clase de active și reechilibrarea periodică a portofoliului înapoi la alocările originale atunci când acestea se abat semnificativ față de ponderile inițiale. Alocarea strategică a activelor este compatibilă cu o strategie de cumpărare și deținere, adică implică un orizont de investiții pe termen lung, cu economii investite lunar, sume mici de bani în funcție de ponderile stabilite. Cât să investești în fiecare activ în parte? Iată principiile în funcție de care poți lua această decizie pentru contextul tău unic. În primul rând, avem activele foarte lichide, precum depozitele bancare sau numerarul, care nu ar trebui să depășească echivalentul a 3 luni de cheltuieli ale familiei pentru fondul de urgență. Dacă există situații excepționale cu nevoi neprevăzute de lichiditate, poți considera un fond de rezervă de 6 luni din cheltuielile familiei sau, la extremă, chiar 12 luni de cheltuieli lunare pentru siguranță, dar doar în situații extreme și niciodată nu mai mult. Apoi avem investițiile în imobiliare, inclusiv casa, proprietate personală și alte proprietăți deținute ori alte investiții imobiliare directe sau indirecte, precum crowdfunding sau REIT-uri, despre care am vorbit la Banii în Mișcare. Toate acestea nu trebuie să depășească 30% din avuția acumulată pe timpul vieții. Desigur, la momentul primei achiziții, când suntem tineri, majoritatea depășesc acest prag. Totuși, pe măsură ce înaintezi în viață, economisești și investești într-un portofoliu diversificat, capitalul financiar crește, iar expunerea pe imobiliare nu ar trebui să depășească pragul de 30%. Așa că, la o avuție totală medie în timpul vieții active, ar trebui să aceasta să fie de 3 ori mai mare decât casa în care locuiești, proprietate personală. Undeva la mediana vieții înseamnă cam 40-45 de ani. În România, raportul dintre avuție și expunerea pe imobiliare este de 1,3, ceea ce arată o concentrare pe imobiliare de cel puțin 2 ori mai mare decât ar trebui. Deci, din păcate, nu diversificăm investițiile noastre suficient. Mai departe, diferența de portofoliu ar trebui să reprezinte cel puțin 60% din avuția medie pe parcursul vieții active, iar aceasta trebuie alocată către investiții financiare în active de tip o acțiuni sau obligațiuni suverane o corporative. Ponderea acțiunilor în totalul investițiilor financiare crește direct proporțional cu orizontul de timp pe care îl ai, abilitatea sau toleranța de a prelua risc și stabilitatea veniturilor. Spre exemplu, pentru cei aflați la prima tinerețe, să spunem undeva la perioada de vârstă 20-40 de ani, ponderea acțiunilor în portofoliu trebuie să fie de circa 70% din toate investițiile financiare. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, ponderea acestor acțiuni ar trebui să scadă undeva la 30%, aproape de momentul pensionării și undeva la 20% după
pentru vârste mai înaintate. Implicit, ponderea alocată obligațiunilor ar trebui să fie diferența, respectiv investițiile financiare minus acțiuni. În fine, activele cu risc mare și potențial de randament ridicat, dar și cu riscuri majore, poate să reprezinte diferența de 5, dar nu mai mult de 10% din întreg portofoliul de investiții. Practic, aici avem investițiile metale prețioase, startup-uri, forex, cripto sau NFT-uri. În episoadele următoare o să vorbim despre riscul averii relative și profilul investitorilor, cum influențează toate acestea alocarea strategică și vom detalia cum să faci investiții alternative cu risc mai mare, dar și cu randament mai mare. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.